O poveste de dragoste a luat o întorsătură tragică într-o comună din Dolj. Doi tineri ce urmau să se căsătorească în curând au fost găsiți morți în casa în care locuiau. Polițiștii merg deocamdată pe varianta unei crime urmată de sinucidere. Trupurile celor doi au fost găsite azi noapte de fratele femeii. Speriat, bărbatul a sunat imediat la 112 și apoi l-a chemat și pe vărul său. Mai multe echipaje de poliție au ajuns la fața locului și au început cercetările. Nu știu, domnule, nimic. Deci ei se înțelegeau foarte bine și nu știu absolut nimic ce s-a întâmplat. Doar ei știu motivul. Cei doi tineri abia se întorseseră din Italia, unde au fost plecați la muncă. Cu banii strânși au început să-și renoveze casa și se gândeau să se căsătorească. Strânseseră ceva bani și deja începuseră să investească în renovarea casei. Cu el am vorbit ieri. Nu mi-a spus nimic, nu mi-a spus decât că sunt bine, că s-au pregătit de nuntă. Când am auzit ce s-a întâmplat, am rămas așa uimit. Pentru că ei erau, se înțelegeau așa de bine, de nimeni nu pot să spun ce înțelegere de bun avea între ei. Trupurile neînsuflețite ale celor doi au fost ridicate și transportate la Institutul de Medicină Legală. Procurorii vor primi azi rezultatele necropsiei și vor stabili cauza exactă a morții celor doi.